Te-ai întrebat vreodată ce face calculatorul tău în spatele cortinei cât timp tu te uiți la acest video? Hai să descoperim împreună, în minutele care urmează, care sunt componentele unui calculator și cum conlucrează acestea într-o armonie perfectă. Hai să dezlușim puțin din misterul unui calculator. Că așa, când ne uităm la el, fie el desktop, fie el laptop, pare frumos, dar nu toți știm ce are înăuntru un calculator și ce presupune utilizarea unui calculator. Principiul pe care funcționează un calculator se numește principiul cutiei negre. Adică noi știm că pentru un anumit input obținem un anumit output. La fel cum se comportă și algoritmii, iar asupra noțiunilor de algoritm o să mai revenim. Da? Deci eu nu știu ce se întâmplă înăuntru, eu știu că atunci când apăs tasta D, pe ecran îmi apare un D. Sau știu că atunci când apăs tasta Enter, pe ecran îmi apare o linie nouă. Să zice că suntem într-un editor de texte. În rest, ce se întâmplă efectiv în spate nu mai e treaba mea. Lucrez cu o abstractizare. Informatica, în general, e bazată mult pe abstractizări. Adică realizez un anumit concept, îl abstractizez și îl iau ca atare. După aia îl folosesc mai departe, iarăși creez ceva mai mare, îl iau ca atare. Da? Dar de multe ori, ca să descoperim ce e în spatele unei abstractizări, trebuie să înțelegem puțin din nivelul mai jos. Și atunci, hai să deschidem puțin cutia și să vedem ce conține această cutie neagră, acest calculator. Păi, în primul rând, are două tipuri de componente. Sau două categorii, mai bine zis, de componente. Componente de tip hardware și componente de tip software. Componentele de tip hardware sunt, de exemplu, procesorul, memoria internă, hard drive-ul, tastatura, monitorul și altele, da, alte periferice. Hard drive-ul, știți că se mai cheamă și memorie externă. Memoria internă este RAM-ul, dacă vă ajută mai mult denumirea asta. Software-ul, pe de altă parte, constă în sistemul de operare, programele pe care le scriem noi sau care deja rulează în sistemul de operare sau instalate de către noi și datele pe care aceste programe le interschimbă între ele sau cu sistemul de operare. Asta e partea de software, iar în cele ce urmează, normal că o să ne concentrăm mai mult asupra părții de software, pentru că programarea presupune cunoașterea și utilizarea părții de software a unui computer, nu a părții de hardware. Da? Cu toate că avem nevoie de hardware, software fără hardware nu există. De aici încolo ne concentrăm asupra părții de software. Și hai să vedem cam care e arhitectura unui computer din zilele noastre, așa, foarte pe scurt. În primul rând, avem dispozitivele de intrare, cum e, de exemplu, tastatura, cum avem mouse-ul. Prin acestea, introducem date și instrucțiuni în memorie, da? În memoria RAM, puteți să zicem, sau memoria internă. Bineînțeles, sunt niște programe speciale care rulează ca noi să putem introduce date de la periferice în memorie. Aceste tipuri speciale de programe se numesc driver. Din această memorie, datele sunt și, bineînțeles, instrucțiunile sunt interschimbate cu procesorul. Da? Deci procesorul interschimbă tot timpul date și instrucțiuni cu memoria. Dacă ar fi să spargem procesorul în unități componente, o să vedem că și procesorul are o memorie de scurtă durată și foarte rapidă, care poartă denumirea de registri. Registrii procesorului sunt un tip rapid de memorie, dar nu să intrăm atât de mult în detalii. O să primim procesorul ca pe unitatea care face calculele, da? Și memoria ca pe unitatea care stochează valori. Pentru că memoria internă nu este persistentă, la pierderea curentului electric, la pierderea alimentării, memoria internă se șterge. Ca să putem totuși păstra date, să nu luăm în fiecare zi de la capăt, e nevoie de o memorie externă. Și din memoria internă, bineînțeles cu ajutorul procesorului, datele și instrucțiunile sunt salvate în memoria externă, adică hard discul. Acum că e un hard disk clasic, așa cum e desenat acolo, sau că e un solid state drive, un hard disk care nu are elemente în mișcare, rămâne de văzut și nici nu are o foarte mare relevanță pentru exemplul nostru. Da? Dar ideea e că doar în memoria externă datele rămân. De asta, de exemplu, când edităm un fișier și uităm să-l salvăm și se ia curentul, pierdem acel fișier. Pentru că salvarea înseamnă, de fapt, transportul datelor sau transferul datelor din memoria internă către memoria externă. Dacă n-am reușit salvarea către memoria externă și sunt doar în memoria internă RAM, când să avem o pană de curent, bineînțeles, suntem pe un laptop și are baterie externă, atunci pierdem toate datele. Bineînțeles, din memoria internă putem să ajungem cu datele și cu rezultatele pe un ecran, care e un alt periferic, da? Unde vedem grafic ce s-a întâmplat cu datele noastre. Că noi când edităm acel fișier, vedem pe ecran că edităm în timp real sau la curentul, rămânem la ultima versiune salvată. Cam așa arată arhitectura unui computer pe scurt. Noi, bineînțeles, că lucrăm din toate acestea cu procesorul atunci când facem operații, cu memoria internă atunci când fie declarăm variabile, o să vedem ce înseamnă asta, fie când alocăm zonă de memorie în acest RAM,
Și cu hard disk atunci când lucrăm cu fișiere și salvăm fișiere pe hard disk sau citim fișiere de pe hard disk sau altfel de informații, și cu ecranul de obicei în exemplele simple pe care o să le scriem de-a lungul acestui curs, atunci când lucrăm cu consola, afișăm informații la consolă sau citim informații de la tastatură și cu ocazia asta lucrăm și cu tastatura, bineînțeles, cu dispozitivul de intrare. Dă un like acestui video dacă știi deja toate aceste lucruri. Vrei să mai adaugi ceva sau ai întrebări? Folosește cu încredere zona de comentarii de mai jos și voi fi bucuros să-ți răspund la orice întrebare. Și nu uita să te abonezi.